Dubla lansare de carte de la Poarta Crângului a fost și un pretext pentru ca numeroși oameni de cultură ai Buzăului, scriitori, istorici, jurnaliști, care nu au mai avut șansa să se vadă de ceva vreme, să se întâlnească într-un cadru organizat. Această întâlnire pe care am făcut-o este tot un pretext. E un pretext pentru că, în afară de faptul că am lansat, în ghilimele, două cărți, în regimul ăsta, în pandemic, ne-am făcut curaj să rezistăm în cultură. Asta e un lucru mare. Cei aproximativ 20 de participanți au asistat la lansarea volumului de poezie Masca, semnat de Emil Niculescu, și Adevărul despre moartea lui Alexandru Marghiloman, scrisă de Viorel Frâncu. Eu rămân la părerea mea că Emil Niculescu este cel mai valoros istoric literar pe care l-a avut Buzău poate din totdeauna. Deci nu-mi aduc aminte un alt nume atât de pregnant care să fi scris despre Caragiale, despre Caraion, despre Voiculescu, despre Marghiloman, despre... Deci toate personalitățile literare sau nu ale Buzăului au fost în atenția lui, și mai mult decât atât, că de asta îmi pare rău că n-am poezia respectivă la mine, el a trudit ca un soldat prost toată viața și a scris cărți importante pe care le-au semnat nume la fel de importante. El a fost doar pseudo-anonimul care le-a scris. Dar cărțile, știți foarte bine, au fost semnate de oameni cu umeri grei de stele. Chiar dacă trece printr-o perioadă dificilă legată de sănătate, prolificul poet, scriitor, critic și istoric Emil Niculescu a participat în tăcere la întâlnirea cu confrații și prietenii săi. Eu zic că Emil, mai ales în situația de azi, ar merita mai multă atenție din partea orașului și mai ales din partea oficialităților care ar putea să întindă o mână de recunoștință în clipele astea. Iată că, după Nicolae Peneș, autorul Lordului Valah, Viorel Frâncu a pus în pagină o cercetare amplă despre Alexandru Marghiloman, un om politic nedreptățit de contemporanii săi, dar care face parte din istoria Buzăului. Cercetarea pe care am făcut-o, tocmai lucrul ăsta am încercat să-l aduc în evidență. Să reabilitez imaginea lui Alexandru Marghiloman ca un patriot și nici de cum ca un trădător de țară sau altceva. Jurnalismul trebuie să comporte întotdeauna ca o instanță publică, o instanță pentru a salva oamenii, a scoate în relief iarăși oamenii mari ai acestei țări care au făcut ceva pentru acest popor. E foarte frumos că Buzău are astfel un om, că jurnaliștii noștri reușesc la un moment dat să readucă în prezent și în discuție și să dea o carte prin această incursiune jurnalistică, pentru că e necesară și pentru că vrem să știm adevărul și să vedem acest om, de fapt, a murit, neîmpăcat, dar noi trebuie să dăm lespede aceea de pe mormântul lui, care a însemnat tratatul de la București, de la Buftea, cu care l-a incriminat pe vremea aceea politica. Vreau să salut și eu această inițiativă și această apariție editorială. Este într-adevăr, din punctul meu de vedere, un eveniment și mai mult decât atât, sunt convins de acest lucru, o contribuție de substanță la ceea ce înseamnă configurarea și definitivarea, dacă am putea spune așa, imaginii lui Marghiloman, în condițiile în care știm cu toții că el a fost și rămâne în continuare o figură controversată, în ciuda marelui efort pe care l-a făcut pentru națiunea română, în ciuda sacrificiului pe care l-a făcut pentru salvarea României în condițiile acelea extrem de complicate, de dureroase ale primului război mondial, când și-a pus mai presus de toate, și-a pus cariera, imaginea și, de ce nu, am văzut și averea, pentru că, așa cum spune și în ultimele sale intervenții, a murit sărac, dar a făcut totul pentru țară. Este remarcabil pentru această urbe a noastră că după
mai bine după aproape 100 de ani, pentru că Alexandru Marghiloman a murit acum 95 de ani, în 1925, și foarte mulți s-au ocupat, desigur, de moartea lui Alexandru Marghiloman, dar domnul Frâncu realizează un studiu de caz asupra unui ziar de mare tiraj al vremei, Adevărul, care înfățișează pe larg acest eveniment. De altfel, toată presa din România a urmărit cu interes evenimentul, deoarece Alexandru Marghiloman a fost fără îndoială o personalitate. Era bun, elegant și ca comportament uman. E, acest comportament uman s-a transpus și în politică. A trăit în vremuri tulburi, greu de definit, și a jucat. Chiar a fost pus să joace. El a fost singurul care a avut curaj să riște atâtea lucruri într-un moment atât de dificil. Desfășurată sub sloganul Rezist pandemiei prin cultură, întâlnirea unora dintre cei mai cunoscuți oameni de cultură ai Buzăului a fost prima la care au participat atât de multe personalități.